Biogeografia Africii. Savana. Resursă educațională deschisă pentru clasa a șaptea. Savana africană este o zonă biogeografică ce găzduiește o rețea extraordinară de plante și animale. Peisajul de savană se formează în condițiile climei subecuatoriale, între tropice și în insula Madagascar. Se disting două sezoane, unul ploios și unul secetos. Precipitațiile din sezonul umed permit o creștere rapidă a vegetației, dar sunt insuficiente pentru existența pădurilor. Doar pe malurile râurilor, de o parte și de alta, apar păduri galerii cu arbori specifici pădurilor ecuatoriale. În sezonul secetos se întâmplă adesea ca savana să ia foc, distrugându-se doar părțile aeriene ale plantelor ierboase, dar nu și rădăcinile. Astfel, odată cu apariția precipitațiilor, acestea renasc din propria cenușă. Savana se poate defini ca o formațiune de ierburi înalte cu pâlcuri de copaci precum acacia, baobabul, palmierul de ulei, palmierul dum. Solurile savanei sunt roșii brune. Fauna este alcătuită din mamifere mari, animalele erbivore precum zebra, elefantul, girafa, bivolii africani, antilopele gnu, gazelele trăiesc în turme. În sezonul secetos, când hrana și apa sunt mai greu de găsit, acestea migrează spre marginea pădurilor ecuatoriale. În apropierea apelor sunt hipopotami, crocodili, rinoceri, păsări flamingo, egrete. Alte păsări din savană sunt struțul african, marabu sau varza africană, vulturul african. Alături de erbivore, conviețuiesc și animalele carnivore precum ghepardul, câinele african, leopardul, hiena și leul. Zona naturală a savanei se află în continuă restrângere ca urmare a extinderii arealelor cultivate și a creșterii animalelor. Intervențiile antropice au consecințe grave asupra mediului de savană, punând în pericol existența mai multor specii de plante și animale. Vă propun o aplicație practică. Realizați o prezentare multimedia sau un poster despre plantele și animalele din savană aflate pe cale de dispariție. Succes!